Bună seara și bine v-am regăsit, sunt Dan Pârvo, este Art Cultura pentru voi toți, ca de fiecare dată o vineri seara, o nouă întâlnire, o nouă emisiune. De această dată am o foarte mare bucurie pe care sper să o împărtășesc într-un număr cât mai mare cu voi, toți cei care ne ascultați și care sunteți amatori de lucruri, hai să spunem, nu neapărat insolite, ci mai degrabă excepționale. Astăzi am deosebită onoare de a avea alături de mine pe marele realizator al poate unora dintre cele mai celebre documentare dedicate muzicienilor secolului 20, și anume l-am numit aici pe Bruno Mont-Saint-Jean. În primul rând aș dori să vă urez bine ați venit în cadrul acestei emisiuni și acestui studio și să vă mulțumesc pentru faptul de a fi dat curs acestei invitații. Soyez le bienvenu et un grand merci pour avoir accepté notre invitation. Je dois vous dire que j'ai le malheur de n'avoir pas compris un seul mot de ce que vous avez dit. Să vă spun că îmi pare foarte rău, dar n-am înțeles nimic din tot ce ați spus acum. Nu este nicio problemă, eu sunt atât de dornic să intru deja în discuție încât sunt convins că am vorbit foarte, foarte repede. Pas de problème. Moi, je suis tellement envieux de rentrer dans la discussion que je me suis dépêché de presser un peu pour... N-aș vrea să demarăm totuși acest dialog al nostru înainte de a aduce mulțumiri colegei noastre Lea Berzu, care ne asigură astăzi în această seară traducerea acestei emisiuni. Cu mare plăcere. Acum putem să demarăm dialogul nostru. În primul rând, domnule Mont-Saint-Jean, aș vrea să vă pun o întrebare legată de începuturile dumneavoastră, hai să spunem, filmice, dacă mă pot exprima așa. Când s-a născut această pasiune pentru documentar? Premièrement, j'aimerais vous demander comment est-ce que s'est née cette passion pour le film documentaire, comment est-ce que vous avez commencé? J'ai commencé par, pour des raisons, disons, presque négatives. Parce que je n'étais pas compositeur et que j'avais une envie de laisser peut-être quelque chose qui dépasse mon petit personnage et qui dépasse même mon existence, de laisser quelque chose derrière moi tout simplement, qui relève de la création, disons. Pot să spun că am început ca să, din motive negative. Nu puteam, nu eram compozitor și atunci am vrut să las ceva care să mă depășească pe mine ca personaj, ceva care să aducă a creație. Et j'ai eu une expérience qui était liée avec la télévision. Am avut o experiență legată de televiziune. En ce sens que pendant un an, j'ai joué du violon, de la littérature violonistique, des concertos et des sonates pour la télévision. În sensul că am cântat timp de un an la vioară, mici concerte pentru, iată, televiziune. Et j'ai trouvé que ce que faisait la télévision avec les caméras était relevé vraiment d'un travail très bâclé, très haltura, on dirait en russe, quelque chose qui était de la malfaçon. Și am observat că felul în care televiziunea se juca cu camerele era extrem de frust, de elementar, ca să spun așa. Et j'ai imaginé que il y avait un tel parallèle avec entre la musique et l'art cinématographique, un art qui s'adresse au temps comme la musique, qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire dans ce domaine-là. Și mi-a spus că există totuși între muzică și arta cinematografică legată de timp, pentru că lucrează ambele cu timpul ca material, există o legătură pe care puteam să o exploatez. Et il s'est trouvé que déjà à l'époque, j'étais tout jeune, il y avait d'abord un être qui est toujours resté très cher pour moi et que je connaissais depuis pas mal de temps, qui était Yehudi Menuhin, et qui était prêt
à se lancer à des expériences avec moi. Et par ailleurs, il y avait un autre très grand personnage qui a beaucoup compté dans ma vie par la suite, que j'ai contacté et qui a donné tout de suite son accord au fait que nous puissions travailler ensemble, et c'était Gould, Glenn Gould. Și, mă rog, la momentul respectiv eram foarte tânăr, dar am avut marea ocazie, ca să spun așa, să-l am pe Menuhin, care voia și era dispus să intre în jocul acesta, și pe Glenn Gould, care iarăși era dornic să încerce astfel de experiențe. Et de ce fait, j'ai fait un projet avec Yehudi Menuhin, et qui d'ailleurs concernait en partie la Roumanie, parce que le sujet que nous souhaitions examiner, pour c'était plutôt des émissions de télévision plutôt qu'un film, mais ça avait à voir avec le phénomène tzigane, le peuple juif et le violon, et deux grandes figures de l'Europe orientale, Enesco et Bartok, déjà. Și împreună cu Menuhin am început un proiect, iată, care privea și România, respectiv am plecat de la țigani, de la muzica țiganilor, a evreilor, și ne-am gândit, iată, la Enescu și la Bartok Bela. So that was one thing, and we did make a series of three television. On a fait une série de trois programmes de télévision avec Yehudi Menuhin, et en même temps j'ai écrit à Gould, et ça a été le début d'une collaboration absolument fulgurante entre nous qui nous a mené pendant les 10 années qui ont suivi. Et là, pour faire non pas des émissions de télévision, mais des vrais films. Deci am făcut 3 serii cu Menuhin, și așa se face că și Gold a intrat în această colaborare fulgurantă, care a dus la adevărate filme de-a lungul mai multor ani. Dacă îmi permiteți, o să încerc să fac o trecere în revistă a listei dumneavoastră impresionantă de artiști cu care ați avut de-a face, pentru toți cei care vă aud pentru prima dată sau care intră în contact cu personalitatea noastră pentru prima dată. Je vais faire une petite liste de tous les personnages que vous avez connus et travaillé avec pendant les années, si vous me le permettez maintenant, pour les auditeurs de RFI. Vom începe această enumerare spunând Glenn Gould, Sviatoslav Richter, Zoltan Kocic, Dejo Ranki, Yehudi Menuhin, Nadia Boulanger, Victoria Postnikova, Gennady Rozhdestvensky, Murray Peraya, Friedrich Gulda, Julius Kitchen, David Oistrakh, Piotr Andrzejewski, Fischer Dickau, Grigori Sokolov, David Frey, Alban Berg Quartet, Paul Badura Skoda și alții. Mi se pare că e ca și când aș fi dat întâlnire întregii muzici a secolului 20, și iată, cred că a secolului 21. C'est comme si j'aurais mis en ensemble toute la musique de siècle du 20e siècle et du 21e siècle. Oui, il manque quelques noms. Vous avez dit Chi Altri, non, c'est ça? Et il y en a d'autres, effectivement. Mais en dehors d'autres personnages, je crois qu'il y a eu aussi des films qui n'ont pas été que des. Il n'y a pas eu que des portraits. Et il y a eu aussi une grande. Je ne sais pas si on peut pas appeler ça contribution, mais il y a un pays qui a beaucoup compté pour moi. Parmi d'autres, mais de manière très 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 intense et très comment dire très très intriguée, c'est la Russie. Et ce qui fait que en dehors des portraits, j'ai aussi fait des films sur la vie musicale en Union soviétique et des choses comme ça qui ont plutôt, disons, un coloris historique. Je m'excuse. Aș mai adăuga, pe lângă această listă de nume, aș spune că pe lângă filmele portret,
Vreau să menționez contribuția unei țări anume, care a fost extrem de importantă și de intensă, este vorba de Rusia. Rusia care a fost subiectul mai multor filme despre viața muzicală în timpul sovietic și care au un colorit, iată, istoric, aș putea spune. Aș vrea să ne întoarcem la începuturile interesului dumneavoastră legat de documentare și aș vrea să unim aceste două aspecte pe care le-ați adus în discuție. Rusia, Glenn Gould și Ehudi Menuhin. Puteți să ne spuneți mai multe? J'aimerais donc qu'on revienne un peu au début et réunir un peu les trois sujets, Menuhin, Gould et la Russie. Très Est-ce bien. Que vous pouvez nous dire un peu plus sur ces trois? Ah oui, un peu plus, je pourrais, si on pourrait en prendre un seul et puis on pourrait être encore là demain matin. Dacă ar fi să luăm doar unul dintre nume și am putea sta până mâine dimineața aici. Da. Yehudi. Le ça, violon du siècle. Oui, il n'y a pas. Y a, j'ai fait presque 20 films avec lui. Et ça n'est pas fini. Ces jours-ci sort un coffret de 13 de mes films avec Menuhin. 13. Dont un nouveau. J'ai passé pratiquement toute l'année avec lui, toute l'année 2014 avec lui, et c'est un film que j'ai fait à partir des, comment est-ce qu'on dit ça, en anglais on dirait leftovers, les restes, vous savez quand vous avez un dîner, un somptueux, un festin, il y a des restes, et avec les restes de nos conversations, j'ai réussi à monter un film de 3 heures et 6 minutes de pure conversation, il n'y a rien d'autre. Ça n'est même pas contaminé par la musique. Deci, Menuhin. Am făcut 20 de filme cu el și nu s-a terminat. Zilele acestea vor apărea 13 dintre aceste filme, plus unul nou pentru care am petrecut întregul an 2014 cu Menuhin. Este un film care a plecat de la, ca să spunem așa, rămășițele marelui festin care a însemnat această colaborare cu Menuhin. Sunt 3 ore și 6 minute de conversație pură, aproape fără muzică. Et c'est peut-être l'être qui je crois pour tous les gens qui l'ont approché et le plus évidemment touché par une étincelle divine. Și este Menuhin, este ființa care dintre toate pe câte l-am cunoscut și câte au fost cunoscute, care este efectiv atinsă de o sclipire divină. Je me trouvais cet après-midi avant de venir vous voir à Sinaia, à la Villa Luminich de George Enescu. J'ai été touché à un point que vous n'imaginez pas, de voir cette magnifique maison dans ce magnifique lieu et d'évoquer deux très grandes figures qui sont Enescu et Menuhin, qui sont pratiquement inséparables. Acum chiar înainte de a veni la emisiune am petrecut câteva ore la Villa Luminișa lui Enescu, unde l-am evocat pe Enescu și am realizat că practic Menuhin și Enescu sunt inseparabili. Este foarte adevărat, dacă îmi permiteți o intervenție, că Menuhin în foarte multe dintre aparițiile lui publice a făcut referiri extrem de călduroase, aș putea spune, de un atașament absolut vis-a-vis de personalitatea lui Enescu. Je me permettrai d'intervenir ici pour dire que c'est vrai que Menuhin dans toutes ses discours vis-à-vis d'Enescu, il s'est exprimé avec beaucoup de chaleur sur Enescu. Non seulement avec beaucoup de chaleur, mais avec une comment est-ce qu'on peut dire ça, quelque chose qui, dans lequel il est totalement en symbiose avec Enescu. Jusque, je vais vous dire, que dans les conversations qu'on a eues récemment, il y a deux chapitres, enfin qu'on a eu récemment, dont j'ai fait le montage récent, il y a deux chapitres qui sont consacrés à Enescu.
nu doar vorbea cu căldură de Enescu, era aproape ca o simbioză, ca să înțelegeți, în două dintre capitolele ultimului film este vorba doar de Enescu. Yehudi, dans sa conversation, à un moment, me parle de la princesse. La princesse, Canta Cuseno. Menuhin vorbește la un moment dat despre prințesa Canta Cuseno. Et il me dit, Enescu, he said that in English, I'm going to say that in English also, because these are exactly his words. He took care of her with total devotion all the way to his own destruction. Și Menuhin îmi spunea că a avut grijă de ea până la punctul de a se distruge el. Da, pe el însuși. Quand j'ai montré ça à la fille de Menuhin, elle m'a dit, mais il se décrit lui-même. Parce qu'il avait aussi épousé quelqu'un de très largement dérangé et qui a été responsable probablement d'une catastrophe pour lui. Enfin, bon, qu'il a réussi à surmonter, bien entendu. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire de voir jusqu'où la symbiose existait entre les deux. Și când i-am arătat acest moment fiicei lui Menuhin, mi-a spus, da, știi, de fapt vorbește despre el însuși, pentru că el însuși a fost căsătorit cu o femeie pe care a asumat-o până la capăt, până la punct catastrofal, dar pe moment pe care a reușit să-l depășească. Dacă o să-mi permiteți, aș vrea să legăm un pic toate aceste aspecte absolut fascinante despre care vorbiți și mi se pare foarte important să vorbim despre nebunie, dacă tot ați adus-o aici în discuție. Legat de Rusia, legat de Glenn Gould, legat de Richter, legat de marile personalități cu care ați avut de a face, există în percepția publicului, nu neapărat neavizat, dar chiar și între profesioniști, o anumit tip de înțelegere pentru un anumit tip de așa zisă nebunie a artistului de geniu. Ați depistat așa ceva? Pentru că în conversațiile pe care le-ați avut cu acești artiști, pentru că de foarte multe ori lumea spune este artist în momentul în care are de face la modul cel mai adevărat cu personalități de asemenea natură. Cum vă raportați la acest tip de percepție? Si vous avez parlé de ça, j'aimerais qu'on parle un peu de la folie. Vous avez parlé de la Russie, Richter, Gould. En général, le public aperçoit qu'il existe une sorte de folie de la génialité. Est-ce que vous avez perçu ça dans les conversations avec eux? Parce que le monde dit c'est un artiste, il doit être un peu fou. Comment vous avez perçu, vous, est-ce qu'il existe cette folie? Alors je vais vous dire, le seul artiste qui, à mon avis, n'était pas fou, le seul, parmi ceux que j'ai fréquentés, donc, c'est Glenn Gould. Celui qui probablement apparaîtrait à la majorité des gens dans la rue pour le plus fou de tous. This is amazing. Deci singurul care, dintre cei pe care i-am cunoscut, care nu era nebun, era Gould, culmea este că cine îl vedea pe stradă spunea este complet nebun. Dar asta este imaginea lui iconică, adică dacă ne gândim la un artist prin definiție smuls din balamalele normalității, ca să spunem, ne punem eticheta Glenn Gould. C'est vrai que la perception c'est que quand on dit un artiste fou, on pense à Glenn Gould. Et je ne comprends pas pourquoi. J'ai toujours eu la perception avec lui, parce qu'on a quand même passé 10 ans à travailler ensemble. Et après sa mort, j'ai continué à travailler avec lui tout le temps, y compris dans nos relations intra-galactiques. Donc, j'ai toujours eu le sentiment que c'était la personne la plus cohérente que j'ai jamais connue.
Nu înțeleg de ce. Eu am lucrat 10 ani cu Gould, chiar și după moartea lui, să spunem așa, în conexiunile noastre intergalactice, nu l-am perceput niciodată ca pe o persoană nebună, dimpotrivă, am perceput ca pe un om extrem de coerent. Qu'est-ce qu'il y a de plus cohérent que de se fixer un but dans l'existence et de prendre tous les moyens pour atteindre ce but? Pentru că ce poate fi mai coerent decât să-ți fixezi un obiectiv în viață și să faci tot posibilul pentru a atinge acel obiectiv? Puteți să ne spuneți ceva despre acest obiectiv? Quel était l'objectif de Gould? En gros, l'objectif, ça consistait à désirer s'intéresser au problème de la communication de la musique. La musique était pour lui un objet de passion bouillonnante. Bouillonnante. Pentru el, obiectivul era să-și dorească să găsească taina comunicării muzicale. Pentru el, asta era pasiunea totală. Absolut. Et il a décidé de le faire à travers des moyens qui étaient ceux qui lui semblaient le plus riche pour non pas avoir un pouvoir sur l'auditoire, un pouvoir sur l'auditeur, mais pour transformer la vie de l'auditeur. Și a căutat modalitățile cele mai bogate, nu doar să ajungă la public, ci să transforme viața publicului, pur și simplu. Donc, la manière dont il s'y prend implique forcément un éloignement social de l'auditeur. Et par l'éloignement, il espère pouvoir parler directement, un à un, avec son auditeur. E un fenomen de îndepărtare a publicului prin care speră să aibă tocmai o discuție face-to-face, unul la unul cu publicul, directorul. Exactement. Donc, le sa position est extrême, parce que on pourrait se dire, après tout, il pourrait, pour des raisons de promotion personnelle ou de publicité, faire une apparition peut-être une fois à Carnegie Hall, une fois à la salle Pleyel, une troisième fois à Londres, au Royal Albert Hall, quelque chose comme ça, faire un petit compromis. Mais Gould est quelqu'un sans compromis. E o poziție extremă, pentru că pentru publicitate ar fi putut apărea pe cele mai mari scene muzicale ale lumii, dar a fost omul care nu a acceptat niciun compromis. Pentru el asta ar fi fost un compromis. Et après tout, qu'est-ce qu'a fait Franz Liszt? Qu'est-ce qu'a fait Chopin? Chopin a donné, d'après mes renseignements, 18 concerts pendant toute son existence. Franz Liszt s'est arrêté de donner des concerts quand il avait moins de 40 ans. Le plus grand pianiste de son époque. Dacă ne gândim chiar la Liszt și la Chopin. Chopin a dat 18 concerte în toată existența sa, iar Liszt s-a oprit la vârsta de 40 de ani. Et on rencontre tellement de musiciens qui sont frustrés par le fait de devoir voyager, par le fait de devoir se répéter, par le fait de jouer sur des pianos qui ne sont pas sur lesquels ils ont envie de jouer. Gould a éliminé tout ça pour se concentrer totalement sur son œuvre. Et c'est ça la grande chose de Glenn. C'est que c'est un créateur, c'est un interprète créateur. Pentru că dacă ne uităm, sunt foarte mulți muzicieni frustrați de faptul că trebuie să călătorească peste tot, să lucreze cu instrumente care nu sunt întotdeauna cele mai bune. E bine, Gould a renunțat la toate acestea pentru opera lui și pentru a se concentra pe creație. Dacă îmi permiteți o întrebare, vi se pare că ați avut de-a face cu o practică mistică în care instrumentul acestei practici era muzica, în ceea ce îl privește pe Glenn Gould? Dans le cas de Gould, est-ce que vous avez eu la sensation que c'était un sort de pratique mystique de Gould vis-à-vis de la musique? Oui, je crois en grande partie. Je crois qu'il y a deux implications là-dedans. Il fallait pour ça, bien entendu, avoir une intelligence conceptuelle prodigieuse. On ne peut pas. Parce que dans son mysticisme, il fallait se débarrasser aussi de la question instrumentale. Donc c'est quelqu'un, c'était un des plus grands pianistes de toute l'histoire, mais qui ne jouait jamais du piano. N'est-ce pas? Il ne travaillait jamais l'instrument en tant que tel. Il arrivait dans le studio et
il enregistrait, et ce qu'il enregistrait, c'est la première fois qu'il le jouait. Da, sunt două implicații aici. Avea o inteligență conceptuală prodigioasă și în misticismul său, iată, primul lucru pe care l-a făcut a fost să se debaraseze de instrument, nu cânta niciodată la pian. V-am pus această întrebare pentru că această recluziune a lui este o practică tipică pentru cei care vor să iasă din lume și care vor să aibă de-a face numai cu obiectul credinței lor, aș putea spune. Și cred că pentru Glenn Gould muzica ajunsese ca un fel de religie. Je veux poser cette question parce que ce recul vis-à-vis du monde et cet approchement de la musique d'une manière mystique, c'est typique pour les gens qui prend pour une croyance, voilà, la musique religieuse. Oui, et de la même manière que l'impact qu'il a eu sont relève d'une certaine révélation ou d'une certaine transcendance, et que il a eu effectivement un effet sur l'existence des gens. Pas seulement, ça n'est pas quelque chose de transitoire, ça n'est pas... Glenn Gould n'est pas quelqu'un qu'on admire. Glenn Gould est quelqu'un auquel on adhère. Da, și impactul pe care l-a avut Gould ține de revelație și de transcendență, pentru că el pur și simplu a modificat existența. Gould nu era cineva pe care îl admirai, era cineva la care pur și simplu aderai. Da, mi se pare că vorbim despre Glenn Gould, vorbim ca și când am aduce în discuție un fel de biserică. On parle lui, j'ai l'impression qu'on parle d'un sort d'église. D'un sort de... D'église. Église. Oui, c'est ça. Avec une petite nuance. C'est que c'était quelqu'un qui était très amusant, avec lequel on riait énormément, et qui faisait partie de ces personnages qui semblaient faire de la provocation, ou ce que dans la bonne pensée bien racie bourgeoise on pense être des paradoxes, alors que je pense que les idées les plus provocatrices, c'est-à-dire les idées qui provoquaient votre pensée, étaient toujours exprimées par le biais de l'humour avec lui. Da, cu o nuanță. Gould avea un era foarte amuzant, știa să te facă să râdă, și acele acte pe care în ochii, să zicem, burgheziei puteau să pară în ochii burgheziei acte de provocare, le făcea cu foarte mult umor. Înțeles. Aș vrea să vă mai întreb câteva lucruri totuși legate de toate aceste lucruri pe care le spuneți. Îmi pare foarte rău că trebuie să intervin. Într-adevăr, după cum ați spus, ar trebui pur și simplu să vă las să spuneți tot. Sunteți omul de pe planetă care știți cel mai mult despre Glenn Gould. Je regrette d'être obligé à intervenir avec mes questions parce que j'aimerais vous laisser parler de Gould pendant des heures sans intervenir, mais bon. Dar aș vrea totuși să vă pun câteva întrebări. Bineînțeles că este personalitatea muzicală, să spunem personalitatea pianistică, ce a marcat decisiv secolul 20. Unii spun că există o perioadă până la Glenn Gould și o altă perioadă, un alt tip de periodizare după Glenn Gould. Sunteți de acord cu aceste afirmații? Vi se pare că, într-adevăr, el este un fel de fenomen, să spunem, la scară biologică în ceea ce privește arta pianistică? Donc, pour ce qui concerne Gould, j'aimerais vous demander, il est clair que c'est la personnalité qui a marqué le 20e siècle, et il y a des gens qui disent il y a l'époque avant Gould et l'époque après Gould. Vous êtes d'accord, c'était un phénomène, comme on dit, biologique de ce point de vue? Il y a une autre catégorie de personnes aussi, il y a ceux qui détestent Gould. Bien-en-t-il-est. Et bien-en-t-il-est. Devant eux, moi je ne peux dire que quel dommage pour eux. Mais sunt și cei care îl detestă pe Gould și pentru aceștia nu pot să spun decât că îmi pare rău de ei, pentru ei. Et en même temps, on peut les comprendre en ce sens que se voir offrir une pensée radicalement différente des autres,
radicalement différent de ce qu'on a toujours entendu, ce dont on garde la mémoire, est probablement très difficile pour beaucoup de personnes. À l'inverse, les gens qui ont besoin d'une révélation, parce que là encore, là aussi, là, cette manière de jouer relève de la révélation, ça explique aussi l'adhésion de ceux qui aiment. Este de înțeles că mulți l-au detestat pentru că avea o gândire complet radicală, radical diferită față de ceilalți și atunci era dificil de înțeles și invers, cei care l-au admirat aveau nevoie de o revelație și atunci au aderat imediat. Am citit undeva una dintre spusele dumneavoastră legate de Glenn Gould, în care subiectul extrem de fascinant, care mi s-a părut mie având parte de această lectură, era acesta. Glenn Gould era destul de puțin cunoscut, era categorisit la vremea respectivă ca un obscur pianist canadian și, bineînțeles, era foarte discutată acea înregistrare a lui de tinerețe cu variațiunile Goldberg. Spuneți-mi, era vorba despre zona franceză. Între timp, lucrurile au evoluat, s-au schimbat viziunea asupra lui Gould sau părerile sunt la fel de împărțite? J'ai voulu vous poser la question. Donc, Gould a débuté comme il était peu connu comme artiste canadien. Il y a eu après le moment des variations du Goldberg. Et puis après, il était devenu connu. Comment est-ce que les choses ont évolué pour lui? En France. En France. Oh, où ça? En France. En France. En France. Oui. En France, il était totalement inconnu jusqu'à l'apparition de mes premiers films avec lui. Mm-hmm. Totalement. Et très curieusement, il est devenu une légende du jour au lendemain, non pas en apparaissant sur scène, mais par le biais de ce qu'il préconisait, c'est-à-dire avec la protection de l'écran et de la protection technologique fournie par le fait qu'on fait un film et qu'il n'a pas besoin d'être présent physiquement. În Franța a rămas un necunoscut până la apariția primului film care l-a transformat într-o legendă și marele avantaj al filmului a fost că, iată, nu a apărut pe scenă, ci cu ecranul protector al filmului. Mais il m'a toujours dit France has known worse crisis than my absence. Și mi-a spus Franța nu a cunoscut o pierdere mai mare decât absența mea. Decât absența mea. Mais il faut vous dire surtout que sa carrière publique a été effectivement extraordinairement courte, mais qu'il avait une carrière publique au Canada avant ce premier enregistrement des variations Goldberg qui a été la traînée de poudre. Deci, cariera lui publică oricum a fost foarte scurtă. Trebuie să vă spun că, în schimb, în Canada a avut o carieră publică înainte de variațiunile Goldberg. Et c'était une carrière qui était fondée pas exclusivement, mais presque exclusivement sur la musique contemporaine. Și iată o carieră axată aproape exclusiv pe muzica contemporană. N'est-ce pas? Il a joué toute l'œuvre de Schoenberg, de Berg, de Webern ou de Kschanek, alors que Schoenberg vivait encore. Il était extraordinairement actif dans ce domaine. Donc, mais c'était limité au Canada, c'était the little wonder of the good countryman. Iată, în Canada s-a axat pe promovarea tuturor marilor muzicieni contemporani, dar doar în Canada a făcut acest lucru. Am înțeles. Apropo de începuturile discuției noastre, totuși, și de Gould, aș vrea să legăm acest context și de Rusia. Nu trebuie uitat debutul lui legendar. A fost primul artist nord-american ce a, aș putea spune, a aterizat în Rusia, pentru că la vremea respectivă înghețul politic era total și a fost perceput efectiv ca un
alien, ca un marțian, ca o altă, ca un alt tip de entitate în momentul în care a reușit să dea, să aducă în atenția publicului acel tip al său atât de personal de interpretare. Aș vrea să aduc aici în discuție celebrul lui prim recital la Moscova, când a trebuit la pauză să se facă o întrerupere pur și simplu a recitalului, pentru că cei din sală să poată să cheme o audiență care să umple într-adevăr sala la refuz, și de aici nașterea legendei în Rusia. J'aimerais, parce que vous avez parlé de la Russie, de parler de son début légendaire, notamment en Russie, au moment où il y avait la guerre froide, voilà. Et lui, en tant que Nord-Américain, il était perçu comme un extraterrestre, pour ainsi dire. Et j'aimerais que vous parliez un peu du récital qu'il a soutenu à Moscou, où il y a eu le moment où on a dit on prend une pause pour qu'on puisse ramener encore des gens pour venir écouter cette interprétation. Oui, c'est ce que m'ont raconté tous mes amis soviétiques qui ont pu assister à cette chose, y compris Richter qui était là. Vous imaginez un pianiste totalement inconnu qui fait ses débuts dans la salle du conservatoire à Moscou, et il y avait 200 personnes dans une salle qui comptait 1500. Deci mi-au povestit toți prietenii mei despre acest moment, inclusiv Richter, care era în acel moment în sală. Imaginați-vă cum este să ai un artist complet necunoscut care cântă în fața unui public de 200 de persoane la conservatorul din Moscova, într-o sală de 1500 de persoane. Et avec la générosité qui est typique non seulement des Russes, mais de tous les gens qui ont connu la dureté des régimes communistes, les gens ont été tellement saisis par ce qu'ils entendaient qu'ils sont sortis pour appeler leurs amis en disant venez voir, vous allez entendre quelque chose d'absolument jamais entendu, littéralement inouï. Et la salle était pleine après l'entracte. Imaginați-vă cu generozitatea rușilor care, vorba aceea, trăiau sub un regim opresiv sovietic, care au profitat de pauză ca să iasă, să sune la telefon, veniți să vedeți ceva absolut unic, astfel încât în partea a doua a spectacolului, după pauză, practic sala era plină vârf. Mais il y a eu d'autres événements, parce que Glenn a accepté aussi de faire une récital-conférence. Dar au mai fost și alte evenimente, pentru că a acceptat apoi un fel de recital-conferință. Une récital-conférence qui a été enregistrée, d'ailleurs, qu'on trouve sur disque. Înregistrat, pe care îl putem găsi în momentul de față. Dans laquelle înregistrat. Il s'est intéressé à faire comme il l'a toujours fait. Il avait un côté fait comme Salvadorale, voulant se faire l'avocat de choses qui étaient interdites. Și a încercat, iată, și de această dată să joace rolul preferat al lui Salvonarola, adică să apere lucrurile interzise. Et il a consacré une bonne partie de son récital conférence dans lequel il parlait à la musique de la deuxième école de Vienne, donc il y avait Schoenberg, Webern, Albanberg, et qui était considéré comme la dégénération de la musique artistique de la musique bourgeoise. Așa că s-a folosit, iată, tocmai de acest recital-conferință în care a vorbit foarte mult pentru a apăra, iată, școala de la Viena, care era considerată decadentă, da, degenerată. Et tous les vieux professeurs du conservatoire de Moscou sont sortis, ils avaient peur pour eux-mêmes, parce que le fait d'entendre le diable voulait dire que vous avez une complicité avec le diable. Și toți profesorii de la conservatorul din Moscova au părăsit sala pentru că să-l asculți pe diavol înseamnă că ai o complicitate cu diavolul. Et j'ai rencontré à Moscou un très grand pianiste qui a servi d'interprète à Gould. Parce que Glenn parlait en anglais, bien sûr, et Lev Vlasenko,
qui était un magnifique pianiste qui est mort maintenant, mais que j'ai rencontré, m'a dit que c'était quelque chose de surréaliste de voir ce jeune pianiste d'une extraordinaire beauté en plus, qui était en train de qu'on pensait qu'il allait se contenter de jouer du Bach et peut-être un peu de Brahms et de Beethoven, et qui s'est mis à jouer la Passacaille de Webern et la sonate de Berg et surtout se faire l'avocat passionné de ses œuvres. Alors Glenn après a joué en bis quelques variations Goldberg, mais il n'empêche que c'était quelque chose de très très challenging, très... Și am vorbit chiar cu pianistul rus Vlasenka, cel care mi-a folosit ca interpret, și mi-a spus ce impact a putut să aibă tânărul Gult, care în plus era și foarte frumos, practic aruncând aceste provocări. Alors, je dois vous dire aussi que Gould a gardé de cette aventure soviétique des merveilleux souvenirs. Trebuie să vă spun că Gould a păstrat o amintire extraordinară, minunată, acestei călătorii în Rusia. Uniunea Sovietică, da. Et je crois savoir que la raison c'était d'une part à cause de la chaleur avec laquelle on l'a accueilli. Odată datorită căldurii cu care a fost primit. Mais je crois qu'il y a aussi une autre chose qui relève de sa philosophie de l'histoire. Vous savez qu'il s'est beaucoup exprimé en paroles et en livres et en articles sur sa philosophie de l'histoire. Dar cred că asta a ținut și de felul în care percepea Gould filozofia istoriei, despre care știți că s-a exprimat extrem de mult, inclusiv în scris. Et il avait chez lui je crois quelque chose qui est de très profond qui consistait à vouloir, si possible, contrôler, y compris la psychologie de la population. Il aurait été un dictateur absolument extraordinaire. Și ce pot să vă spun este că îi plăcea să controleze și să înțeleagă psihologia maselor, și pot să vă spun că ar fi putut deveni un dictator extraordinar. Et il a toujours considéré que tout un système de liberté tel qu'on l'envisage en Occident était quelque chose d'extraordinairement périlleux pour l'âme, pour la subsistance spirituelle des gens. Și e interesant că el considera că sistemul occidental era extrem de periculos pentru suflet, pentru spiritul uman. Et que très souvent la liberté de parole était en fait la liberté d'agresser. Și că libertatea de expresie se transforma adesea în libertatea de a agresa. Que la liberté de mouvement était parfaitement illusoire et que ça consistait à empêcher les gens de se concentrer totalement dans un petit coin de l'univers qui de toute façon ne pourrait pas être dépassé. Cât despre libertatea de circulație, spunea că este iluzorie și că îi împiedică pe oameni să se concentreze asupra colțului lor mic de univers pe care oricum, din care oricum nu pot să iasă. Et qu'il aurait lui-même aimé avoir une expérience de la prison, à condition que la prison soit... Avec un piano, il n'y a pas besoin de piano, non, surtout pas de piano, mais avec des conditions pour que les murs soient peints dans une couleur qui soit acceptable, qu'il n'y ait pas de système de conditionnement de l'air, un certain nombre de choses. Mais la prison, il pensait que c'était probablement le symbole, c'était une idée, bien sûr, une idée symbolique la plus créatrice possible. Și, iată, spunea că ar sta foarte bine în închisoare, nu cu un pian, mai ales nu cu un pian, cu câteva condiții ca respectiv celula să fie pictată într-o anumită culoare, să nu aibă aer condiționat, tocmai pentru că percepția lui, ideea lui era că închis într-o celulă, asta îți stimulează creativitatea. Și credeți în continuare că era singurul artist perfect sănătos cu care ați avut de-a face? Et vous considérez qu'il était le plus sain artiste que vous avez connu? Le plus cohérent, le plus intelligent, le plus... Oui, je pense que c'est une évidence. Et quand on est
J'ai vu ça, j'ai observé ça dans ma propre activité. On est obligé de se créer une prison imaginaire pour travailler. Era, în opinia mea, cel mai clar și cel mai coerent. Pot să vă spun din propria mea experiență că dacă vrei să creezi, trebuie să te închizi în propria ta celulă. Sunt de acord cu acest lucru. Cu acest lucru, dar ce privește restul afirmațiilor lor, mi se par absolut halucinante. Dar înțeleg totuși din ce perspectivă putea să facă acest tip de afirmații, dacă nu cumva sunt pe un drum greșit. Cred că era un om care trăia într-o paradigma a evului mediu. Est-ce qu'il était quelqu'un qui vivait dans la paradigme du Moyen-Âge? Parce que j'ai... Oui, il a dit des choses très agréables sur la Renaissance. Spunea lucruri foarte agreabile despre Renaștere. Nu e chiar același lucru. C'est pas la même chose. Non, justement, donc le Moyen-Âge était au contraire, le Moyen-Âge c'est-à-dire une période de théologie profonde. Și de recluziune, nu puteai să te miști, nu puteai să te deplasezi. Tocmai evul mediu, le Moyen-Âge, c'était religieux, t'avais pas le mouvement, la liberté de mouvement, d'expression. C'est absolument clair que c'était un personnage. J'ai toujours trouvé que le personnage littéraire qui était le plus proche de Gould, tel que je l'ai connu, était le Zénon. Tiré du voyage comment ça s'appelle l'œuvre noire de Marguerite Yourcenar, je ne sais pas si vous connaissez. Da, deci găsesc că întotdeauna am găsit că personajul cu care seamănă cel mai bine este Zenon al lui Marguerite Yourcenar. L'opera al nero. Opera neagră. Nu știu dacă îl cunoașteți. Et s'est trouvé que j'ai apporté le roman de Marguerite Yourcenar à Glenn, la dernière fois que nous sommes rencontrés. Și ultima oară când ne-am întâlnit, i-am dat cartea. Cred că s-ar fi înțeles. Et on a retrouvé après sa mort cet exemplaire annoté par Gould. Și am găsit, practic, după moartea lui, am găsit cartea cu notele lui. Zénon est un médecin, philosophe, théologien, alchimiste. Qui se situe à la frontière entre le Moyen-Âge et la Renaissance, mais qui met en cause la pensée du Moyen-Âge et qui est condamné au bûcher. Il est condamné à être exécuté et il se sauve, son âme en ouvrant les veines la veille du jour où il devait être brûlé. Da, iar Zenon este un personaj complex, este medic, alchimist, undeva la frontiera între evul mediu și renaștere, care se ridică împotriva evului mediu. Teolog. Și iată, care se ridică împotriva evului mediu și se salvează de la moartea prin arderea pe rugă. En taillant ses veines, si j'ai bien compris. En taillant ses veines. Et j'ai toujours trouvé que c'est extraordinaire. J'avais l'impression, en lisant le roman de Yourcenar, de lire qu'elle avait pris comme modèle Glenn Gould. Și efectiv, de fiecare dată când citeam cartea lui Marguerite Yourcenar, aveam impresia că Gould și l-a luat pe Zenon drept model. Aș vrea să vă întreb totuși legat de Rusia și de Glenn Gould, pentru că el este în un mod inevitabil în centrul acestei discuții pe care o purtăm. Totuși, pentru mine personal și cred că pentru mulți oameni, să zic normali, Richter este probabil cel mai mare pianist al secolului 20. En revenant un peu à la Russie, parce qu'on va toujours retourner là-bas, moi je vais vous dire mon avis, c'est que Richter c'était le plus grand pianiste qu'on avait pu avoir. Au XXe siècle. Oui, da, voilà, au XXe siècle. Dar legat de Glenn Gould, totuși, ei s-au recunoscut reciproc ca fiind două aspecte fundamentale ale artei pianistice.
Et tous les deux, ils ont reconnu qu'ils étaient deux aspects de l'art pianistique différents. C'est assez clair. Je pense que quand vous dites que Richter était le plus grand pianiste de notre époque, disons, le simple fait de dire le plus grand implique une comparaison. Et je pense que Gould est hors de la comparaison. Exactly. Exact. Acesta este lucrul pe care aș vrea să-l aducem aici, să-l spunem celor care sunt interesați de discuția noastră și sper să fie în număr cât mai mare. Glenn Gould este un fenomen, este în afara oricărei scări de valorizare sau, să spunem, a oricărui termen de comparație. Și cred că sunteți de acord cu asta. C'est ici que je voulais en revenir. C'est de dire que est-ce que c'est vrai que Gould c'est un phénomène qui peut pas être jugé à l'échelle normale. Pas selon les critères des autres. Et c'est là que son esprit puritain s'applique. L'esprit puritain de Gould, il s'appelait lui-même le dernier des puritains, c'est éliminer la compétition. Exact, și aici se aplică cel mai bine spiritul puritan al lui Gould, care spunea, scoatem din calcul competiția. Tocmai... Cela dit, je peux vous raconter quand même une petite chose qui s'est passée lorsque nous avons fini le montage du film sur les variations Goldberg. Totuși să vă povestesc cum s-a terminat montajul filmului despre variațiunile Goldberg. Le montage a été d'une part très difficile, très long, très exaltant. A fost extrêmement de dificil și exaltant. Et quand on a terminé à 7h du matin après des semaines de travail souterrain. Și când am terminat la 7 dimineața după săptămâni întregi de muncă în subteran. Je me suis retrouvé sur le terre-plein d'un no man's land en dehors de Toronto. M-am trezit practic pe un fel de teren deșertic în împrejurimile Toronto. Avec Glenn pour aller dans sa voiture et il devait me ramener là où j'habitais. Cu Glenn, care era în mașină și trebuia să mă ducă la locul unde mă cazasem. Et nous étions à quelques centimètres l'œil de l'un de l'autre. Și eram cu ochii aproape față în față, lipiți unul de celălalt. Et j'ai regardé à l'intérieur de son œil. Și atunci m-am uitat în cum ar veni, în profunzimea ochilor lui. Et j'ai vu quelqu'un qui était au bord de l'extrême fatigue. Și am văzut pe cineva care era la marginea cele mai profunde oboseli. Exact. Il m'a dit Bruno, tu dois rester encore ce soir. Și îmi spunea, trebuie să rămâi și în seara asta, Bruno. Sur quoi je lui ai dit, il faut que je rentre à Paris maintenant d'urgence. Il m'a dit non, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Il faut rester. Parce qu'il faut maintenant que nous regardions ce que nous avons fait du point de vue du spectateur et non pas du point de vue du créateur. Și el mi-a spus nu pot, trebuie să mă întorc de urgență în seara asta la Paris. Mi-a spus nu se poate pentru că trebuie să ne mai uităm o dată la film, dar de data asta nu ca și creatori ai lui, ci ca și spectatori. Je n'ai pas pu résister et je suis resté une nuit supplémentaire puisqu'on travaillait avec Gould uniquement de nuit. N-am rezistat și am mai rămas încă o noapte pentru că cu el oricum lucram numai noapte. Et le soir nous sommes retrouvés dans son studio. Et nous avons visionné notre film 5 fois. Și seara ne-am întâlnit și am stat în studioul lui, am vizionat de 5 ori filmul. Et puis au milieu de la nuit, il m'a dit tu connais Sviatoslav Richter? Și la miezul nopții îmi spune, tu-l cunoști pe Richter? Je dis oui. Est-ce que tu le vois de temps en temps? Da, et și-l vezi așa din când în când? Je dis je le verrai dans 3 semaines à son festival. En France, à Tours. O să-l văd chiar peste 3 săptămâni la Tours. Un festival lui. Exact. Et il m'a dit, est-ce que tu pourrais lui transmettre un projet qui est le mien? Pot să-i transmit un proiect care e al meu personal. Je voudrais faire un disque avec lui. Eu să fac un disc cu el. Pas comme pianiste, comme directeur artistique.
Dar nu ca pianist, ci ca director artistic. Il pourrait jouer ce qu'il veut. Poate să cânte ce vrea. Même du Rachmaninov. Chiar și Rachmaninov. Il pourra utiliser mon piano. Poate să se folosească de pianul lui. C'est un tellement grand artiste et il n'a jamais su produire un film, un disque de qualité. Este un artist atât de mare, dar niciodată n-a știut să facă un disc de calitate. Et je voudrais lui enseigner à faire un comment on fait un disque. Și vreau să-l învăț cum să facă un disc. Donc j'ai dit à Glenn, are you serious? M-a întrebat, ești serios? Et sa réponse est, I am damn serious. Sunt al naibii de serios. Donc trois semaines plus tard, j'étais avec Richter et je lui ai dit, je viens de terminer un film sur les variations sur Goldberg avec Glenn Gould. Și peste trei săptămâni când m-am întâlnit cu Richter, i-am zis, uite, am încheiat acum, am terminat un film cu Gould despre variațiunile Goldberg. Sur quoi Richter me dit, est-ce qu'il a fait toutes les reprises? Les reprises, a făcut toate repetițiile. Da. Dans la musique, on peut faire les reprises, ça veut dire qu'on recommence deux fois le même texte. Et j'ai dit à Richter, dans les variations canoniques, oui. În variațiile canonice, da. Mais pas dans toutes les variations? Dar nu în toate variațiunile. Nu. Et alors Richter m'a dit, je lui ai dit à Moscou en 1957 qu'il devait faire toutes les reprises, que c'est que, et puis il s'adresse à moi et me dit, vous, c'est un tel pianiste, c'est un tel musicien, et là on a l'impression qu'il n'aime pas la musique. Și eu i-am spus la Moscova în 57 că e un foarte mare artist, dar trebuie să facă toate repetițiile. Je dis à Richter, ça n'est pas la question. La question, voilà ce qu'il vous propose de faire. Și eu i-am spus, nu asta e problema, uitați ce vă propune el. Richter m-a dit, gdje i kakda? Și Richter m-a dat când și unde. Où et quand? Et je lui ai dit, écoutez, quand il faudra que vous entendiez avec lui, ou en Amérique, forcément. Et Richter m'a dit, je ne vais pas en Amérique. Și, mă rog, când i-am zis, când puteți discutați între voi și unde în America? Richter mi-a spus, nu merg în America. Nu în America. Et j'ai dit à Richter à ce moment-là, réfléchissez. Mi-a spus, mai gândiți. Réfléchissez. Et à ce moment-là, avec un merveilleux sourire, c'est que Richter avait, il y avait il y avait un double de Richter, il y avait le personnage mélancolique et le personnage extraordinairement tendre et souriant. Et là, c'est le sourire, même le rire qu'il m'a donné la condition pour faire un disque avec Gould. Et il m'a dit, dites-lui que je ferai un disque avec lui, à la condition qu'il vienne donner un récital à mon festival. Da, și atunci Richter cu un zâmbet în privire pe care îl avea, pentru că Richter avea pe lângă latura melancolică și acest surâs extraordinar, e bine, cu surâsul acesta în privire mi-a spus, bine, uite și condiția mea, să vină și să susțină un concert în cadrul festivalului meu. J'ai appelé Gould le jour même pour lui dire et ça l'a fait hurler de rire. I-am telefonat lui Gould în timpul zilei să-i spun și s-a cutremurat de râs. Et avec Gould, ça a toujours été comme ça. Lorsqu'il recevait une offre, on était ensemble, il recevait une offre de Carnegie Hall pour donner un récital pour $500,000. Și asta era în general reacția lui, biată, când îi se propuneau chiar concerte de peste $1,000,000 la Carnegie Hall. Et il répondait, thank you, but no thank you. Mă răspundea, mulțumesc, dar nu mulțumesc. Am înțeles. Aș vrea să vă pun două întrebări legate de acești doi coloși. În momentul în care ați terminat cu Gould, a doua lui înregistrare la variațiune Goldberg, și ne-ați spus aici că ați ascultat de 5 ori, ați vizionat de 5 ori filmul, credeți că era conștient dimensiunea, sau mai bine zis, credeți că era perfect conștient de dimensiunea și de impactul pe care îl va avea în posteritate imprimarea pe care a făcut-o? Asta este prima întrebare. Și a doua, legat de Richter și Gould.
am spus intenționat că Richter este cel mai mare pianist. Pentru mine, bineînțeles, și bănuiesc că pentru foarte multe persoane, pentru că nu vreau să aduc aici în discuție pe Michelangeli și Horowitz. Poate cu altă ocazie, sper, cine știe, poate ne vom reîntâlni. Credeți că fiecare recunoștea în celălalt un lucru, să spunem, o apariție esențială pentru noi toți, pentru, fără să folosesc cuvinte mari, pentru omenire? J'ai deux questions à vous poser. Donc la première, c'est quand vous avez vu cinq fois, vous avez dit le film sur les variations. Est-ce que Gould, il avait la conscience de son unicité et de son message et de changement qu'il va créer sur le monde? Et sur Gould et Richter, est-ce qu'ils pensaient l'un sur l'autre? Quel est l'impact qui peuvent avoir voilà, sur l'histoire, sur l'humanité? Ils étaient conscients de leurs valeurs. Je crois que Gould avait, en tout cas quand nous avons fait le film sur les variations Goldberg, c'était un acte testamentaire. Când am făcut filmul cu Gould despre variațiunile Goldberg, am avut senzația că era un film testamentar. Dar n-avea decât 50 de ani. Il n'avait que 50 ans quand même. Oui, mais il avait décidé, il m'avait toujours dit qu'il voulait arrêter de jouer du piano à 50 ans. Da, dar îmi spusese că la 50 de ani el se va opri. În timp ce Richter la 50 de ani era o bombă atomică. En même temps que Richter à 50 ans, c'était la bombe atomique. La bombe atomique, oui, oui. C'est clair. Gould voulait s'orienter vers un autre type d'activité. Il était en retard, comme toujours. Pas de ponctualité. Gould voulait se orienter vers autre chose, mais il était toujours en retard. Il avait arrêté de donner des concerts, il avait décidé d'arrêter de donner des concerts à l'âge de 30 ans. Il avait presque 31 ans lorsqu'il a arrêté. A décis la 30 ans să nu mai dea concerte și la 31 s-a oprit. Un an de retard. Et, un an întârziere. Et pour sa décision d'arrêter de jouer du piano, il avait plusieurs années de retard parce que nous avions encore, ne serait-ce qu'entre nous, des plans pour au moins les 3 ou 4 ans qui allaient suivre. Iar în privința încetării, opririi cântatului la pian, aici a avut o întârziere și mai mare de 3-4 ani pentru că încă mai aveam planuri. Et il est mort le jour de ses 50 ans. Dar a murit la vârsta de 50 de ani. Le jour même. Chiar în ziua în care împlinea 50 de ani. Il a eu cette attaque, il est mort en fait le 4 octobre, mais l'attaque cérébrale a eu lieu le jour de ses 50 ans. Atacul cerebral a survenit chiar în ziua aniversării. Et je crois que tout ça c'était dû au fait que il ne voulait pas se répéter. Și cred că asta se datora faptului că nu voia să se repete. Donc il était clair que il avait nous avions encore, je vous dis, au moins 3 ou 4 ans d'activité ensemble, et après, il se serait retiré dans le silence musical, probablement pour faire une œuvre littéraire majeure. Da, mă rog, aveam în planuri încă 3-4 ani de activitate, să zicem, muzicală, după care probabil că ar fi scris o carte. Avec Richter avait quelque chose de plus simple dans son attitude. Il avait besoin de la présence du public, et puis les forces l'ont abandonné, et ça a été pour lui un objet d'une extraordinaire douleur et mélancolie. Cu Richter lucrurile erau mai simple, el avea nevoie de publicul lui, pur și simplu l-au lăsat, pe Richter l-au lăsat forțele și asta i-a produs o puternică melancolie. A tel point que la dernière fois que nous sommes vus, à la fin, le dernier jour du mois de juin 1997, il repartait pour Moscou le lendemain, pour la première fois depuis 3 ans. On a parlé très longuement, nous n'avions pas fini encore, et loin d'avoir fini le film, et nous avons parlé cette fois-ci du moment où je reviendrai à Moscou pour continuer notre travail ensemble, et lorsque je lui ai proposé une date qui était la semaine d'après, il m'a dit non, c'est trop tôt, parce que je déteste l'avion, etc. Et quand je lui ai proposé la fin du mois d'août, il m'a dit Daniel Pozna, non, ça sera tard.
Et devant mon air un peu effrayé, il m'a dit « Pas ta bouche, t'as mangé de concert. » Parce que peut-être des concerts. Melancolie până într-atât încât ultima oară când ne-am revăzut în iunie, trebuia să terminăm cum ar veni filmul la care lucram cu Richter, când el s-a decis să se întoarcă la Moscova și am zis ok, ne vom revedea la Moscova peste o săptămână. Nu peste o săptămână, e prea devreme. Atunci în august, nu, atunci e prea târziu. Și când mi-a văzut privirea înspăimântată, mi-a zis, poate voi avea concerte? J'ai entendu deux mots, prea devreme, ça veut dire avant, da. C'est trop tôt, c'est prea devreme. Prea devreme. Vreme, ça veut dire temps. Da. Samu Slav. V-am întrebat aceste lucruri legate de Glengul și Richter pentru că amândoi au un statut de cult la nivel național în țările respective, Canada și în Rusia. Je vous pose la question sur les deux parce que tous les deux ont le statut d'un danseur de culte. Chacun dans son pays, Canada et la Russie. Ceea ce nu este cazul în legătură, să spunem, cu Michelangeli și cu Horowitz, deși și acolo, bineînțeles, vorbim de aspecte absolut colosale în ceea ce privește percepția și importanța în cultura țărilor respective. Ce qui n'est pas le cas de Michelangeli et Horowitz, qui, même s'ils ont leur importance dans la culture dont ils proviennent. N-ați vrut niciodată să faceți niște documentare cu acești doi uriași artiști? Vous n'avez jamais voulu faire des documentaires avec ces deux grands artistes? Avec Michelangeli, ça aurait été possible. Parce qu'il me. Je trouve très intriguant sa personnalité. Cu Michelangeli, da, pentru că găsesc că o personalitate extrem de intrigantă. Avec Horowitz, en aucun cas. Cu Horowitz, în niciun caz. De même que avec Heifetz, en aucun cas. Et je crois que finalement, les musiciens auxquels je me suis intéressé et avec lesquels j'ai souhaité avoir une vraie collaboration profonde, ils sont assez peu nombreux. Et ils ont un élément en commun. Și artiștii cu care până la urmă am ales să lucrez nu au fost foarte mulți și au un lucru în comun. Que ce soit des chanteurs que vous n'avez pas mentionné comme Fischer Dieskau ou comme Giulia Varadi qui sont des géants mais des instrumentistes comme Menuhin Oestrach Glenn et Richter, ils ont cet élément en commun que ils sont au-delà de leur instrument. Da, deci revin toți artiștii cu care am lucrat, că e vorba de soliști, de cântăreți sau de, iată, de pianiști și așa mai departe. Motivul pentru care am ales este că sunt dincolo de instrumentul lor. Et donc en tant que point final d'une laufbahn, d'une carrière, enfin d'une existence, il y a une ressemblance finale entre eux, quelle que soit la diversité de leur personnalité. Însă încât, așa, la capăt, e o asemănare puternică între toți, oricât de mari ar fi fost diferențele. Et pour moi, et Horowitz et Heifetz sont trop liés à l'instrument lui-même. Horowitz și Heifetz sunt prea legați de instrument. Am înțeles. Deci e destul de simplu. Înseamnă că am atins cumva și într-un fel arta dumneavoastră poetică, dacă o putem denumi așa. Ça veut dire qu'on a arrivé à toucher votre art poétique. Art poétique. Si vous le dites, je l'accepte. Dacă spuneți așa, da, accept. N-aș vrea să terminăm această întâlnire noastră care mi se pare absolut, absolut fascinantă, fără a vă întreba totuși câteva lucruri. V-ați dori să faceți un documentar despre un artist de factura lui Ivo Pogorelici? Est-ce que vous aimeriez faire un documentaire sur quelqu'un comme Pogorelici? Ivo Pogorelici? Non, je l'ai connu un petit peu au début. Am
Încă je pense que là, il est fou allié. Il est nebun délégat. Mais peu importe, ça c'est plutôt un motif d'excitation de mon côté. Mais je l'ai entendu récemment dans des circonstances épouvantables. Ça m'intéresse pas. De toute façon, vous savez, j'ai tellement maintenant encore à faire d'abord d'exploitation de ce que j'ai fait, parce que tout ça est très mal exploité. Il se trouve que maintenant ça va sortir et j'ai beaucoup de travail avec ça. Et par ailleurs, la difficulté de la production de ces films. On se trouve maintenant devant une situation dont l'évidence est enfin apparue. Il se trouve que j'ai besoin un petit peu besoin de la télévision pour financer les films, et la télévision n'a pas du tout besoin de mes films pour assurer sa programmation. În plus față de asta, se spune că încă nu am exploatat tot ce este în filmele mele de până acum, și mai sunt multe lucruri de exploatat, și din păcate aici ne lovim de producție, pentru că vorbim despre televiziune, televiziunea are banii, dar televiziunea nu este interesată de filmele mele. Da, în ciuda acestui aspect, sunteți probabil cel mai celebru producător de documentare legate de mari muzicieni ai lumii la această oră și bănuiesc ca al secolului. Mai am două întrebări să vă pun. Un documentar despre Maria Iudina? Voilà, documentaire. Ça aurait été mon rêve. J'étais idiot. J'ai dit idiot. Un poste prost. J'aurais pu la rencontrer. Ah, je suis plutôt sans ton masque. Elle est morte, si je me souviens bien, en 1973. Je parlais russe. J'avais déjà été à Moscou. Vous savez la Moscova. Je ne connaissais pas son nom. Da, nu? O cunoșteam. Et depuis, j'ai lu des... Je ne sais combien de livres et ses documents à elle, ses lettres, ses articles, cette prodigieuse profession de foi qui était la sienne. J'aurais adoré connaître cette femme et pouvoir... Et il n'existe rien sur elle. Il y a quelques documents sonores, mais il n'y a pas une image d'elle. Am citit apoi tot ce a scris și aș fi adorat să o cunosc, să lucrez cu și despre ea. Sunt puține înregistrări și nicio imagine. Și o ultimă întrebare. Artistul dumneavoastră preferat? E une dernière question. Votre artiste préféré? Mon artiste? Préféré. Dans quel domaine? Musicien. Ah, musicien. Je dirais que... je dirais que pour moi, la personne la plus importante de l'histoire de l'humanité s'appelle Johann Sebastian Bach. Pentru mine, personalitatea cea mai importantă din istoria umanității se numește Johann Sebastian Bach. Am înțeles, domnule Bruno Mont-Saint-Jean, din păcate, repet, aici trebuie să punem capăt întâlnirii noastre. Malheureusement, maintenant, on doit mettre fin à notre discussion. Se spune oricum că toate lucrurile bune au un sfârșit. Malheureusement, toutes les choses de bien doivent finir un moment. Dar eu nu cred în acest lucru, cred în schimb în insatiabilul din fiecare dintre noi. Moi, je crois pas à ça, moi je crois que chacun a une soif intérieure qui ne finit jamais. Și asta o să ne ducă întotdeauna înspre bine. Et ça va nous amener à de bonnes choses, d'autres bonnes choses. Sper că cei care ne-au ascultat vor fi într-un număr, că vor fi fost într-un număr cât mai mare. Oricum, pentru toți cei care au fost alături de noi, le urez audiție plăcută și mai ales o incursiune în lumea muzicii alături de filmele dumneavoastră, care ar putea să le schimbe alături de artiștii cu care vor avea de-a face viziunea asupra lumii. Voilà, c'est une invitation à nos auditeurs de regarder vos films pour un voyage dans le monde des artistes que vous avez travaillé avec. Încă o dată, domnule Bruno Mont-Saint-Jean, mă simt absolut onorat de a fi avut alături și vă mulțumesc pentru bucuria pe care ne-ați făcut-o.
Encore une fois, on est honoré de votre présence. On vous remercie. Moi, je vous remercie pour vous et vous aussi, parce que je trouve que votre traduction était. Trebuie să, ca ultima spusă aici în cadrul acestei emisiuni, trebuie să mulțumim lui Răzvan Popovici, directorul Festivalului Sonoro, care a făcut posibilă întâlnirea noastră și nu din primul rând, încă o dată colegii mele, Lea Berzuc, care a asigurat traducerea și, hai să spunem, fluența acestei emisiuni.